creștin cu mare bucurie a fost în mai multe biserici din capitală de ziua Sfintei Parascheva. Am ajuns și noi la Biserica Doamna Oltea de pe calea Barbu Văcărescu. Sute de oameni se rugau și așteptau aici cu răbdare și credință să se închine. Biserica Dobroteasa se făcea simțit duhul de pace și bucurie al Sfintei Cuvioase Parascheva. Aici găseam Duhul Sfintei impregnat parcă în cel al comunității foarte strânse. Dăruirea și generozitatea preotului paroh, părintele Gheorghe Sima, pentru care fiecare suflet merită toată atenția din lume, s-au lăsat parcă simțite de la intrarea în biserică. Ospățul lui Hristos la cina cea de taină, ospățul nostru al tuturor. Multe drumuri în București, am fi vrut noi să batem în acea zi de 14 octombrie, pentru că sunt 22 de lăcașuri închinate Sfintei Cuvioase Parascheva, dar nu am reușit să ajungem decât la cele despre care v-am vorbit și aici, la Biserica Batiștei, ultima noastră destinație. O biserică minunată pe care prea puțin putem să vă arătăm astăzi. Dar ce putem să vă arătăm este bucuria tuturor împărtășită de ziua Sfintei Cuvioase Parascheva.